Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. Video în care vă voi arăta cum se construiesc paturile înălțate. După ce ne-am hotărât asupra dimensiunilor, vom tăia scândurile, le debităm la dimensiunile stabilite. Și atunci voi mai avea nevoie de holșuruburi, niște țăruși, un ciocan cu care să bat țărușii, autofiletantă și plasa anticârtițe plus cartoane. Și pe rând vă voi explica fiecare la ce folosește și cum le face. Sunt mai multe variante de a prinde colțurile. Putem să prindem direct scândură pe scândură, exact cum fac eu aici. Sau putem un colț să folosim, de exemplu, așa. Putem pune un lemn și atunci fiecare scândură din exterior s-o prindem de acest lemn. Variante sunt multiple, nu există varianta cea mai bună. Faceți cum credeți. Eu am optat direct să prind scândură pe scândură, dar aici există o mică chestie de care ar trebui să țineți cont în cazul în care vreți să faceți așa. Pământul va pune presiune pe laterale, fiind mai mult, o oarecare presiune va fi. Și atunci, pe scândura mai lungă, presiunea va fi mai mare și ar exista șansa ca aceasta să se curbeze. Cu timpul, aceste scânduri se vor degrada. Deci, șuruburile nu vor ține mare lucru în câțiva ani. Așa că, eu am optat să pun scândura cu lungimea cea mică, deci capeții, să-i pun peste lateralele cu lungimea cea lungă. De ce? Cu timpul, când scândura începe să se degradeze, presiunea va fi așa. Asta este scândura mare. Dacă eu introduc șuruburile, holșuruburile, așa, va fi mult mai greu să se desprindă. În schimb, dacă aș fi optat să le pun așa, să bag holșuruburile din partea aceasta, ar fi fost mult mai ușor să efectiv să se smulgă. Cu asta evit acest lucru, cel puțin în teorie. Acum vedem și până anii în care vin. Mai am făcute de aproximativ de vreo 3 ani, mai am făcut niște paturi, tot așa am procedat și până în de față chiar țin bine. Acum, nu știu, bănesc că durata de viață nu poate să depășească un 5-6 ani, pentru că totuși e lemn de brad, e lemn de sânță moale și în timp putrezește. Bun, termin de asamblat și vă arăt următoarele etape. După ce am asamblat lateralele, am nivelat puțin pământul pe margini, așa de jur împrejur cât să stea bine și l-am întors cu baza în sus, practic. Pentru că urmează să pun plasa anticârtițe și pentru asta voi folosi și un capsator. E mai ușor de prins. De ce folosesc plasa anticârtițe? Odată fac aceste paturi înălțate, nu o să umblu toată ziua și în cazul în care o să am surpriza neplăcută să apară vreo cârtiță, îmi va părea rău că n-am folosit 10 minute din timpul meu ca să montez această plasă. Imediat o montez și continuăm. Am terminat de prins plasa anticârtițe. Între timp am întors și cadrul înapoi să fie plasa pe pământ. Înainte să-l întorc, am încercat să nivelez cât de cât terenul. Acum, după cum puteți vedea, am așezat cei patru țăruși. Le-am pus la o distanță, nu știu, aproximativ egală, astfel încât în momentul în care voi pune pământ, să nu dau cu roaba și să lovesc lateralul, să-l mișc din poziție. El acum e așezat, e măsurat față de, să fie o distanță egală față de celelalte paturi înălțate. Mai am așa în spate și în lateral, cum se vede în video. Acum, țărușii. Depinde de lungimea patului. Acesta este mai mic, are undeva un 2,10 m. Am optat să pun 2. Probabil că mergea să pun și unul singur. La celelalte paturi care sunt mult mai lungi, cam din 80 de centimetri sau la un fiecare metru aproximativ, am pus câte un țăruș. Odată mă ajută, cum vă spuneam, să nu îl mișc din poziție în momentul în care voi pune pământ.
și ulterior va ține ca pământul să nu preseze și latura cea lungă să înceapă să se, să se vomvăie. În cazul în care folosiți țăruși la colțuri și să prindeți direct scândurile în țăruș, tot va trebui măcar în mijloc să folosiți câte unul, tocmai pentru a nu lăsa scândura să se curbeze. Am bătut țărușii, am fixat și cadrul de țăruș cu ajutorul unor holșuruburi, este foarte bine fixat, nu se mai mișcă. Acum următorul pas este să pun cartoanele. Cartoanele au rol de a opri buruienile să crească. În pământul acesta mai există costrei, care are o vigoare destul de mare. Și atunci, prin faptul că pun niște cartoane mai groase, îl opresc din creștere. Iar nu vreau să am surprize neplăcute, să-mi iasă dită mai buruiana prin tot patul germinativ. Chit că patul are o înălțime de aproximativ 20 cm, dar prefer să nu am surprize. Am terminat de pus și cartoanele, ci este foarte important la locurile unde au acele aripioare cutiile, ei să puneți alte bucăți de cartoane peste, astfel încât să nu existe loc pe unde buruienile să iasă. Deci tot timpul acoperiți cu o altă bucată de carton intersecția dintre două cartoane sau dintre acele aripioare ale cutiei sau cum se numesc ele. Totul este foarte simplu, până acum urmează să pun pământul. Așa arată la final, după ce l-am umplut cu pământ. Pământul l-am pus până în buza lui, până sus, pentru că oricum este foarte afânat pământul și se va mai lăsa. Este foarte simplu de făcut. Sunt tot felul de modalități, puteți să-l faceți inclusiv mai înalt. Dacă aici la colț puneți lemn din acela pătrat, puteți să-l puneți mai lung și atunci să mai puneți încă un rând de scânduri. Să-l faceți cât de înalt doriți. Se poate face și din alte materiale, am văzut făcute și din tablă, și din piatră, din bolțari, din cărămidă. Sunt N variante. Sper că v-a fost de folos acest video și până data viitoare vă doresc numai bine.